Spectacolul handbalistic oferit pe Semicerc marți seara de echipele Handbal Club Zalău și Handbal Club Municipal Baia Mare a fost stricat ulterior de un jurnalist care a inventat o poveste de rasism, profitând de o ieșire nervoasă a celei mai titrate jucătoare din lotul echipei vicecampioane, Alison Pino, jucătoare desemnată 2 ani la rând cea mai bună jucătoare a lumii, una dintre cele mai frumoase partide din actuala ediție de campionat a Ligii Naționale Feminine de Handbal s-a disputat marți seara în sala sporturilor din Zalău între HC Zalău și HCM Baia Mare. Partida a fost viu disputată, iar la finalul timpului regulamentar de joc, echipa mai valoroasă s-a impus cu scorul de 36-26, însă diferența de valoare nu s-a făcut simțită în prima repriză. A fost un joc cu goluri multe, dar și cu eliminări. Teodora Bloj și Alison Pino părăsind suprafața de joc înainte de finalul timpului regulamentar de joc pentru 3 eliminări de 2 minute. Chiar dacă valoarea dintre loturile celor două echipe este extrem de mare, ardoarea cu care au jucat jucătoarele din lotul echipei zălăoane, echipa mai slab cotată a fost extrem de mare, iar publicul a încercat să-și susțină echipa pentru ca fetele să obțină un scor cât mai strâns. Băimărencele au fost bine primite la Zalău și aplaudate la scenă deschisă, dar după începerea partidei, aplauzele și încurajările publicului din Zalău au fost pentru echipa antrenată de Gheorghe Tadici. Din păcate, deși este o mare jucătoare, Alison Pino a avut o zi mai proastă, probabil obișnuită cu prea mult respect din partea echipelor adverse. Se știe că echipa din Baia Mare nu are adversar în întrecerea internă decât în jocurile cu CSM București și probabil peste tot în țară publicul spectator este consolat cu eșecul echipei favorite și aplaudă pleiada de vedete a echipei maramureșene și în timpul jocului. Nu așa au stat lucrurile la Zalău, un oraș în care fenomenul handbal este cunoscut de cei care vin să își vadă la lucru echipa favorită. La mijlocul reprizei secunde, în momentul celei de-a doua eliminări a franțuzoaicei Alison Pino, jucătoarea cu origini africane a mers să ocupe loc pe bancă, dar s-a întors pe teren și a mers la Diana Puiu pentru a-și cere scuze pentru faultul făcut. La revenirea pe bancă, Pino a aplaudat ironic spre galeria echipei sălăjene și a avut un schimb de replici și cu observatorul partidei. Nervii jucătoarei au izbucnit imediat și nu a vrut să se așeze pe bancă și a continuat să vocifereze și să gesticuleze. Cu greu, Pino a fost calmată totuși de Paula Ungureanu, iar partida a continuat fără alte incidente. La interval de câteva minute, Pino a revenit pe teren și a mai marcat 2 goluri pentru HCM Baia Mare, dar a fost eliminată din nou pentru 2 minute și a fost eliminată de pe teren. Nu s-au înregistrat incidente în tribune și nu au fost făcute acuze de niciun fel de către oficialii echipei din Baia Mare nici în timpul jocului și nici la declarațiile de la finalul meciului. Dar ulterior, pe o rețea de socializare și în mediul online, au apărut tot felul de acuze la adresa publicului zălăuan, acuze care, potrivit mai multor suporteri aflați în tribună, nu au existat și care nu au fost auzite din partea opusă a tribunelor de către reprezentanții mass media. Este o poveste inventată de un jurnalist care a vrut să-și facă reclamă și care se pare că a și reușit din moment ce informațiile și scornirile au fost preluate de întreaga mass media din România.